Disputată sâmbătă, a doua etapă a Ligii Județene de Fotbal a programat mai multe meciuri interesante în cele două seriale ale campionatului. Astfel, în seria Sud, cele două reprezentante ale municipiului au reușit să câștige. Învins în runda inaugurală de CSM Dunărea, Nova Force a bifat primele puncte în partida cu Real Colibaș. La capătul unui meci echilibrat, scor 2 la 1, George Boteanu și Mugurel Vrabie fiind marcatorii gardienilor. Celălalt reprezentant a municipiului CSM Dunărea a câștigat la Scărișoara cu 2 la 0, golurile fiind reușite de Marius Ruse și Marius Brabete. Cele mai multe goluri s-au marcat la izvorul, acolo unde gazdele de la Spicul au câștigat cu 6 la 4 în fața celor de la Real Vărăști, în timp ce scorul etapei a fost consemnat la hotarele, Argeșul câștigând cu 8 3 contra tunarilor din Malu. În cealaltă serie continuă pasa proastă a fost de campioane a Vântul Florești, învinsă la Trestieni. Mihai Viteazul Călugăren câștigă surprinzător la Miheilești, în timp ce izvoarele pierde primul meci din acest sezon. Iată rezultatele complete ale rundei a doua. Etapa viitoare este programată pe 21 septembrie. Derbiul rundei va avea loc în seria Sud, acolo unde CSM Dunărea evoluează pe teren propriu contra celor de la Spicul Izvoru, ambele echipe având câte șase puncte.